Da nu mă audim. Da, domnule, da. Nu mă să vorbim ceva așa, între... Ce bea vei ăsta, domnul? Domnul, continuă-ți drumul. Ce bea vei ăsta? Continuă-ți drumul. Dar vreau să arăt ce bea vei ăsta. Tip 6, continuă-ți drumul. Aoleu! Stai un pic, că mi-e... Pune-te pe pământ, că nu știu. Te-ți interesant de niște afaceri. Mai legal așa nu sunt deocamdată. Mai cum? Mai ilegale așa, nu sunt. Băi, învățați să mergi! Domnul, vrei să cumpărați petarde? O, domnule. Da, domnul, da, vrem să cumpărăm petarde. Cele mai bune calitate ai pe marge aici. Hai să mă duc și eu. Domnul. Domnul, nu mijlocul străzii, că am auzit că sunt prea mulți polițiști. Haideți mă acolo, în față, ia, aici, ia, hai. În față, hai. A, mai încoace, mai în față. Gabi, stai un pic. Mici. De care râd? Aoleu, scurci. Cele mai mari. Cele mai mari, stați așa. Păi și la ce preț le dai? Auzi, mă, așa, carta. Băi, vine, fugi! M-a prins poliția, mă! Cu mâinile sus! Mâinile sus, ce-au făcut? Mâinile sus! Vezi că colegul tău cred că e cam mort. Nu e problemă, o să chem un medic, nu e problemă. Nu cred că mai chem medic, o intra frontal unul în el. Hai cu mine. Păi ce-am făcut? Agent secret de la poliția română, agent gel. Ok. Păi și ce-am făcut? Vreau să cumpărați petarde, nu? Nu. Ia, veniți cu mine aici. Domnul ăla a fost interesat. În genunchi, lângă domnul. Eu nu mă pun în genunchi. Da, bai, vă puneți în genunchi. Desigur că nu mă pun, până nu am cumpărat, l-am întrebat doar... Agent secret gelul de la poliția română împreună cu Dani Costi. Alex Tătaru, încântat. Bun, eu am venit numai să întreb, deci nu am cumpărat, dar mai ai văzut cumva că am cumpărat? Petarde, nu? Nu mă interesează că ai cumpărat, de ce te interesează astfel de lucruri? Păi, după ce mă ocup, sunt mecanic. Da? Da. Ce spune mie, ai făcut vreodată petarde sau spice? Nu, n-am făcut. Nu? Nimic ilegal? Nu. Droguri? Nu. Dar am și venit să văd ce e aici, adică... Bag în spate la mașină colegul, interogăm la secția de poliție. Mică. Nu știu, te rog, lasă-mă să plec. N-am făcut nimic să moară eu. Stai pe loc. Bă, ridică-te bă în picioare și tăi din gură. Adică ăla vinde și... am înțeles. Bun, ia să vedem. Ia, percrisează. N-are ce... la Ilea, deschide portul bagajul. Na, lasă că fac roleplay. Deschide portul bagajul. Gabi, vezi că te nebune un pic acum. Bă, vine aici în spatele mașinii. Da, e plin de petarde. E plin, colegul. Bun, da, e plin. Ce care-i dozul sfarse? Bun. Solicit un 1036 lângă showroom. Transport către secția de poliție, un 1076. Imediat. Vine. Aole, să vă arăt băieții mei, vă dau bani, vă grăb pe bani. Un agent de la poliție să-i preia. Eu îți spun, dacă nu sunt nevinovat, o să cam plătești, adică... mai ales pentru că mai... Domnul, hai să vorbim ceva, hai să vă întreb ceva, fiți ce. Cât vreți ca să mă lăsați liber? Aole, ala. A, am înțeles, și mită, bun. Dar domnul, asta ce urechi aveți? Hai în sfat, hai. Eu am aparat auditiv, mă. Știi ce fain aud?
Așa aici? Da, manele, n-aveți! Da, măcar puneți-ne centura. Manele, n-aveți, domnul? E o problemă, ne mă pun aici, sa. Hai, domnul, să vă pun centura. N-am pus așa, probabil. Manele, domnul, manele, că mă dor urechile. Știi, colegul, ce ai de făcut. Da, 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 ne vedem la secție, în spate, da? Da, da, da. Închide și mie ușa asta, colegul. Gata. Te-am mâncat pe tine să vinzi în mijlocul drumului. Ei, n-aș știu că e Gabor. Ce? Păi nu trebuie să știi, mă. Nu trebuie să vinzi. Dacă știa că e Gabor, era altă discuție. Da, tu oricum faci pușcărie, eu nu mai fac. Vrei să vezi că nu fac? Hai, treaba ta pe cine e în spate. Eu nu clar că nu fac, atâta că nu m-am întrebat cât costă, deci nu... Ai vrut să cumperi? N-am vrut, nu, nu. Am vrut numai să văd cam cât... Încă, te fac la un coleg dacă vrei, dacă vrei să mai cumperi. Te duc la un coleg acolo. Mai am marfă bună. Cocaină mă interesează dacă ai. Mă, nu tăceți, mă, din gură odată. Nu, mă! Tot ce spune, să știți că vă folosim potriva voastră. Asta e. Asta e. Ce, o glumă pe aici, pe acolo se poate face. O să-mi fundați pușcăria. E, stai liniște că nu-mi fund. Nu-i prima dată, rar și prima dată. Da, mă, să ne deschide și noi. Stai să scot centura. Domnul, da. Nu știți cum o dacă Gianni mai la pușcărie? Gabi, previn imediat. Haideți, domnilor. Domnul, deschide-mă ușa. Stai, colegul, să deschide și ușa. Colegul de la SIAS, poți să te duci în treaba ta. Dacă știi ce zic. Adică, dacă înțelegi ce zic. Bun. Haideți să punem domnul. Și celălalt, și celălalt. Ce-i multă, musimă. Haideți. Oricum, chestia asta n-o să mai... A, am înțeles. Deschide ușa, bossule, că... N-am chef să dau cu piciorul în ea. Vino, domnul Nalb, vino. Te văd. Vino după mine. Hai jos. Haide, domnul. Vă țin și ușa. Mersi, mersi. Domnul Rerușu. Au făcut și power gaming, da? Asta unde am făcut power gaming? Zici și mie ce power gaming am făcut. Păi mi-ai zis că mă cheamă Daniel acolo. Am zis sunteți Daniel? Atât. Nu, nu, ai zis că sunteți Daniel, așa mi-a zis. Am zis sunteți Daniel. Rău e să fii prost, rău e să fii prost, doamne. Mai dă-le puțin. Haide. Domnul, 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 unde vă ceți? Domnul, domnul, domnul. N-au zis nimeni nimic dacă urla tot urmea pe acolo. Haideți în spate, domnul Nalb, domnul Nalb. Na, tu stai, că nu mai știu cu cine... Auzi, mă, bă, tu auzi? Da, eu aud. Ascolegul, îl iau pe după gât pe ăsta, că văd că nu e... Ăsta văd că e calm. Păi sunt calm, că e... Na, ce faci, oricum sunt nevinovat, deci. Cu motiv de băgare la pușcărie nu ai, asta e adevărul. Colegul în camera de interogări, colegul... Camera de interogări, domnul. Hai, în spate. Bun, ne puneți împreună, sau? Da, polițist, Gianni, nu știți dacă mai e închisoare, cumva. Hai zi, domnule, amândoi aici. Amândoi, stai. În față, în față, acolo. Domnule, acum o să... Domnul, traște de acolo, la negru. Îți dai colorat pe cap. Nu, bun, hai să... Ia spuneți, domnule, de cât timp vă ocupați cu petardele? Eu rog vă petarde, șeful. Ha? Nu vezi petarde? Eu nu. Acum faci pe prostul? Eu nu, domnul, nu vă petarde. Am înțeles. Erau jucării. False. De ce vă interesează petardele? Pe mine? M-a interesat numai prețul să văd și eu cât e. N-am văzut niciodată. Interesa prețul dacă știți că sunt ilegale. Bun, domnule. Da, nu. Vreau să pun și eu una. Adică nu m-a interesat grame, să vând sau ceva. Numai să văd cum e. Am auzit și eu că... Vreau să vă întreb ce lună suntem. A? În luna martie. Suntem în decembrie? Da, na. Și de ce te interesează de petarde în martie? Mă interesează... Da, ce să fac? Tot lumea interesează. Știi că petardele sunt ilegale chiar și în decembrie. Acum te rog, numai în România sunt ilegale, că în altă țară nu. Știi bine. Aveți dreptate. Ca și polițist trebuie să știi asta. Nu mă interesează. E, nu. Până la urmă sunt cetățean din altă parte, nu sunt român. Ești cetățean al României, domn. Nu știu dacă sunt. Da? Nu știu dacă ești. Da, uite-te la buletinul meu, te rog frumos să le de la spate și stânzi. Ia, hai să mă rectific o dată. Ia, uite-te, te rog frumos. Stai puțin, că n-am... Domnule, lăsați ciocare în jos, că vă văd.
La mă câte vedeți? Câte ați avut dumneavoastră? Mă bucur că mă vedeți. Pe asta o vedeți? Colegul? Ce colegul? Bine, bun. Ăla da, oricum o vândut sau vrea să vândă. Asta e, odată, e problemă că vinzi, deci, nu că ești consumator. Interesează, nu? Da? Așa zici tu? Scrie în lege, consumatorul, da. Nu se întâmplă nimic, doar, da? Doar cel care vinde. Păi și eu sunt consumator, să mă rămâne, le-am consumat. La bine consumator azi. Se deschide dosar până la 2, dosare penale, se face pușcărie cu executare, da? Ok, poți să-mi deschizi unul până atunci. Păi se deschide dosar penal. Poți să-l deschizi liniștit. Dar să nu vă prind după aia în decembrie că le pușcați, că după aia chiar o să aveți probleme. Mare bun, doamne, mai e colegul, pune acolo dosar penal. Sper bun să vă explodeze mâini, să moară mama. Da, dracului, nu faci așa. Cum dracul vorbești, mă. Hai că oricum te bagă la pușcărie. Să domnul, să. Bun, domnul, deci o să vă deschidem un dosar penal. O să trebuie să-ți plătiți 100 de lei pentru dosarul ăsta, pentru că se deschide, da? Adică tot ce o să-l plătesc? Da. Da, după ce? Și o să... Nu, nu, vreau să chem un avocat. Deci vreau să chem un avocat. Dați-mi un avocat din oficiu. Și eu vreau avocat, să vă rău, bă. Da, dracului, că tu ai vândut acolo. N-am vândut nimic, să vă rău, bă. Nu, avocat pentru că tu ai vândut, da? Adică... Eu am nevoie de un avocat până la urmă. Dă-le și deschide dosarul până. Nu, deschis până nu vorbesc cu un avocat. Sau glonțe, îmi place. Stai așa. Hai băieți, hai. Sper că ai închis ușa, că e. Sper să-i treia să vă moare, domnul. Sper că am și eu nevoie de un avocat și o să asigură de poliție. La camera de interogat. Bun, mersi frumos. Un avocat din oficiu, puteți să vină. Domnul, puteți să-mi lăsați un pic aer, că nu mai respir, domnul, nu mai pot respira. Nu avem niciun avocat în momentul de față valabil. Păi până atunci nu-mi faci. Mai bine mă ții aici până vin unul. Domnule, bun, este domnul intenția dumneavoastră să vă luați un avocat. Domnul care la se ocupa... La noi se spune exact că vă priniți dacă este valabil. O secundă, colegul. Domnul care se ocupa cu vânzările. La negru, la uie, la maro, la maro. Dumneavoastră, stai bun. Veniți dumneavoastră cu mine, vă rog frumos. Doamne, de să muriți. Veniți, domnul, că... Mă duc și eu împreună cu el, sau? Nu. Nu v-ar da ăia glonți. Poate. Gaburi. Deci, vă deschidem un dosar penal, da? Aveți avocat. Aveți pe cine să sunați? Bun, domnul. Eu am pe cine să sun, normal. Vom efectua o procedură... Domnul meu, nu mă întreb. E posibil să vă iasă în avantaj. Dacă ne dați numele altorii vânzători care se ocupă cu traficul de petarde din acest oraș, sentința dumneavoastră poate scădea de la 20 de luni la 10 luni. Iar amenda de la 5.000 la 2.000. 5.000 de euro? La 2.000. Aoleu, 5.000 de euro. Mai spuneți, domnul, câteva nume, semnați aici. Scăpați mai curat. Doamne, nu știu nici rube să mor eu. Nu să-i lu- lucrez solo. Deci nu sunteți de folos, înțeleg. Eu nu suport că... Ți-a compățit să aerea. Țăgra nu știe engleză, mă. Domnul. Da. Ce dracu s-au aud împușcăturile astea pe aici? Nu, este rămâneți în acolo în camera, domnul. Închide măcar ușa asta. Mi-e frică. Domnul. Băi, poate nu mă prinde, hai să mă duc mai încolo, hai.
random. Stai acolo. Hai să fugim, hai bă! Domnul! Băi băieți, dacă v-a plăcut acest roleplay, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like și subscribe. Ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!